Bună ziua, invitatul interviurilor PS News în formatul nou, cu un decor nou. Primul invitat este domnul Șerban Nicolae, senator PSD, liderul de grup la același partid și președintele Comisiei Juridice. Am Exact, zis bine, domnule exact. senator? Bine ați venit Funcțiile în casa publice. noastră nouă. Să fie de Nu e bunaugur. prima oară când veniți, dar în casă, în formatul nou, sunteți primul invitat. O să încep direct și la obiect, poate scot o exclusivitate de la dumneavoastră înaintea ședinței de astăzi. Va mai fi domnul ministru Iordache sau nu va mai fi ministrul Justiției? Sau măcar un pronostic, dacă nu ne dați o exclusivitate. Eu cred că momentul e depășit, pentru că avem de la data când s-a vorbit de eventuala schimbare a lui Florin Iordache, de când premierul a vorbit despre acest lucru, că nu vorbesc de speculații, lucrurile s-au mai schimbat. S-a abrogat ordonanța care a făcut obiectul atâtor dezbateri în spațiu public, s-a pronunțat Curtea Constituțională pe sesizările legate de potențial conflict juridic de natură constituțională între guvern pe de-o parte și alte autorități pe de altă parte. Și s-a respins și moțiunea de cenzură, care a avut ca obiect sau ca temă principală de critică exact această ordonanță imputabilă, în opinia unora, lui Florin Iordache. Toate arată că lucrurile nu au fost nici pe de cum, nici pe departe ascunse în neregulă față de proceduri. Cu vreo altă formă de culpă în sarcina lui Florin Iordache. Eu cred că Florin Iordache are foarte multe lucruri de făcut ca ministru al Justiției. El s-a angajat la momentul audierii în Parlament, înainte de investitură, că va face foarte multe lucruri care nu au legătură cu acest detaliu al proiectelor de lege și al ordonanțelor emise în ultima perioadă. E vorba de investiții, e vorba de lucrări de dezvoltarea sistemului judiciar, în sensul în care se extind niște competențe, în sensul în care se redimensionează procedurile și se restabilește practic rolul justiției în România, după o perioadă în care, ați văzut, au apărut tot felul de ingerințe nedorite, unele puse pe seama politicienilor, altele pe seama unor alte structuri ale statului. Și atunci eu cred că Florin Iordache poate să primească de la premier nu neapărat o a doua șansă, dar o continuare a încrederii. Eu cred că discuția de astăzi, care cu siguranță va avea loc, așa cum a anunțat premierul, poate duce la concluzia că și dacă Sorin Grindeanu a spus că a luat deja decizia și că aceasta ar fi în sensul în care Florin Iordache ar trebui remaniat, după toate aceste evenimente, poate să-și reconsidere Credeți că ar părerea. Și eu cred trebui, că, îmi cer scuze, cu asta termin, vreau să vă eu cred că completez. angajamentele lui Florin Iordache, legate și de cartierul justiției, și de continuarea dezvoltării infrastructurii justiției, și de reașezarea rolului justiției în societatea românească, sunt lucruri mai importante și unde e nevoie ca ele să aibă Credeți că continuitate. decizia premierului ar trebui să țină cont și de ceea ce decide tot astăzi, în timp ce poate noi suntem aici, Curtea Constituțională cu privire la aceeași ordonanță 13? Poate curtea va spune că ordonanța e neconstituțională, cântărește mai mult asta într-o posibilă demitere? Categoric n-ar trebui. Nu exclud ipoteza ca la curte să se decidă că ar fi un viciu de constituționalitate în privința ordonanței numărul 13, dar asta ar însemna că ori de câte ori curtea dă o decizie de admitere a unei excepții și de constatarea neconstituționalității, cineva trebuie să plătească în vreun fel, politic, eu știu, juridic, disciplinar sau mai știu eu cum. Ori lucrul ăsta ar fi nefiresc. Ăsta este rolul Curții Constituționale, să fie regulatorul de constituționalitate, să fie reperul care decide, fără ca viziunea diferită sau ceea ce a generat o neconstituționalitate a unei norme să nu ducă întotdeauna la sancționare. Acum, și Parlamentul a adoptat nu odată legi care s-au dovedit a fi afectate de neconstituționalitate, fie în ansamblu unei norme, fie pe anumite părți din textul respectiv. Asta nu înseamnă că cei care au susținut respectiva lege ar trebui să fie sancționați în vreun fel. Și nu cred că o sancțiune politică de genul ăsta ar rezolva ceva. Eu cred că Florin Iordache poate să continue ca ministru al Justiției. Angajamentul premierului că asemenea incidente nu se vor mai repeta, angajamentul lui Florin Iordache, ar trebui să fie suficiente ca să își acorde reciproc încredere și susținere în echipa guvernamentală.
De aceea eu cred că, indiferent de decizia Curții Constituționale, premierul Sorin Grindeanu ar putea să-și reconsidere opinia în legătură cu remanierea lui Florin Iordache. Bineînțeles că nimeni nu-i de neînlocuit, categoric. Nu înseamnă că Florin Iordache este singura persoană din lume care ar putea să dețină în momentul ăsta portofoliul justiției în România, dar pentru continuitate, pentru a pune în aplicare 99% din programul de guvernare care vizează alte domenii, fac o mică precizare. Chestiunea ordonanței de urgență privind codul penal și codul de procedură penală a fost considerată de mulți ca fiind în afara programului de guvernare. Și asta a venit din partea celor care l-au criticat și nici măcar nu l-au citit, în frunte cu Klaus Iohannis. Pentru că acolo se spune că una din măsurile pe care trebuie să le ia guvernul în domeniul justiției este chiar punerea de urgență în acord a legislației cu deciziile Curții Constituționale. Exact asta s-a încercat. Că nu s-a găsit poate soluția corectă, că nu s-a găsit soluția completă, că nu este soluția optimă, asta este de dezbătut și de discutat. Un pic foarte, dar, foarte dar revenind, și despre povestea cu Curtea revenind însă la chestiunea concordanța. La chestiunea legată de remanierea Ministrului Justiției, eu cred că practic este depășit. Nu mai e cazul să discutăm despre remanierea lui Florin Iordache. E opinia mea. Nu știu ce se decide. Ipoteza în care România va rămâne fără ministru astăzi, mâine sau în intervalul viitor. Despre dumneavoastră s-a vorbit și înainte să vorbim de guvernul Grindeanu, că sunteți pe lista scurtă, să spunem așa, a favoriților pentru portofoliu de la Ministerul Justiției. Nu acum, ci, repet, chiar și înaintea nominalizării domnului Iordache. Dacă domnul Iordache pleacă sau este dat afară, sunteți o posibilă soluție pentru acest minister? Sau dacă, și în completarea întrebării, de ce ați refuzat, dacă ați refuzat această propunere înainte să-l avem pe domnul Iordache? Nu știu că am fost prima, dar în orice caz am avut discuții chiar cu președintele Liviu Dragnea și eu am recunoscut și respectat faptul că era dispus să-mi acorde încredere, mai ales că discutam în perioada când se vorbea de un guvern Dragnea. Dar am convenit împreună că revalorizarea rolului Parlamentului, reașezarea Parlamentului pe poziția constituțional corectă în societatea românească, se bazează și pe oameni care au experiență parlamentară, care știu mecanismele parlamentare, care pot să dea forță și eficiență acțiunii Parlamentului. Și atunci, cel puțin la momentul ăsta, pentru încă o perioadă de timp, mie mi se pare că prezența mea în Parlament, mai ales în niște funcții de importanță strategică, să spun, pentru un partid aflat la guvernare, lider de grup și președinte al Comisiei Juridice, reprezintă un plus de eficiență în activitatea mea și cred că aș fi mai eficient în Parlament, în pozițiile actuale, incomparabil mai eficient decât în postura de ministru al justiției, limitat strict sectorial la un anumit domeniu. Din punctul meu de vedere, dacă admitem că Parlamentul este organismul care controlează guvernul, că este organismul care legiferează în România, atunci mi se pare mai important să folosesc experiența pe care am acumulat. Eu sunt la al treilea mandat de senator. Am fost ministru, am fost secretar de stat, am fost consilier al președintelui României pe probleme juridice. Este în Parlament. Am mai fost vicepreședinte al Comisiei Juridice într-un mandat de senator în trecut. Și atunci eu cred și sper că am fost suficient de convingător, cel puțin cu președintele partidului, lucrul ăsta cred că este absolut lămurit. Cred că este mai important ca în perioada următoare să fiu de găsit în Parlament. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt pe un făgaș normal. Nu am avut sincope în ceea ce privește funcționarea majorității. La Senat am avut totdeauna o prezență consistentă, am avut vot majoritar fără probleme deosebite și eu cred că toată această experiență este mult mai utilă și partidului și chiar și guvernului din postura în care mă aflu acum. Ministrul al Justiției poate să fie foarte bine Florin Iordache, poate să fie foarte bine o altă persoană. Nu sunt adeptul unor soluții de așa zis tehnocrați sau, mă rog, în sensul că oameni care nu au apartenență politică declarată, pentru că eu cred că echipa guvernamentală trebuie să fie o echipă omogenă, asumată politic și care are o viziune politică. Viziunea politică comună este cea care determină politica de guvernare și atunci degeaba iau eu cel mai bun om din domeniul sănătății, cel mai bun om din domeniul agriculturii, cel mai bun om din domeniul justiției, sau cel mai bun fiind, de-aia e și superlativ relativ, pentru că e prin raportare la alții.
dacă ei nu funcționează ca o echipă omogenă. S-a văzut asta la Cioloș. Faptul că nu se cunoșteau foarte bine între ei, faptul că nu gândeau la fel, faptul că nu exista comunicare spontană, naturală între membrii cabinetului, este de natură să afecteze activitatea guvernului. Și atunci, ministrul Justiției poate să fie foarte bine Florin Iordache, poate să fie foarte bine un alt coleg din partea partidului nostru, dar în ceea ce mă privește, nu e vorba nici de o fugă de răspundere sau de formă de temere sau de altceva, ci este pur și simplu un calcul pragmatic, politic, de eficiența activității noastre ca partid de guvernământ. Locul meu în Parlament cred că este mai necesar acum. Domnule senator, două întrebări cu răspuns scurt pe tema ordonanței 13. Una, vă mărturisesc că e și o preocupare personală. Cu pragul. Da, nu cu pragul, prima. Da. Și cu pragul putem. Așa. Dar vreau să vă întreb, unu, când a fost dată? De ce nu a intrat în vigoare în secunda publicării ei în Monitor, așa cum intră și alte ordonanțe? Și a rămas cu povestea aceasta cu 10 zile, timp în care Tot ce știu, și pe mine m-a intrigat. Am văzut și eu textul afișat pe site-ul Ministerului, l-am și descărcat, am încercat să anticipez câteva slăbiciuni ale actelor normative, inclusiv în varianta în care și grațierea era propusă prin ordonanță de urgență. Și mi-au sărit și mie în ochi aspectele legate de faptul că se grațiau și persoane cu fapte grave, indiferent de pedeapsă, indiferent de faptă, dacă îndeplineau anumite condiții, cea de vârstă, cea de îngrijire a copilului sau de graviditate. Și, mă rog, și alte lucruri, inclusiv faptul că se grațiau pedepsele date cu suspendare și amenzile penale, ceea ce intra în contradicție cu motivarea supraaglomerării din penitenciare. În ceea ce privește modificările la codul penal și codul de procedură penală, aș face o distinție. Așa cum am văzut eu textele și cum au apărut, nu cred că sunt pe fond probleme de constituționalitate. Eu cred că reglementarea în materie de cod penal corespunde rigorilor deciziei Curții Constituționale în materie de definire a abuzului în serviciu și o să detaliem mai târziu. Dar în ceea ce este chestiunea cu 10 zile, am întrebat și eu, domnule, ce e cu asta cu 10 zile? De unde a apărut? N-am apucat să verific. Ceea ce mi s-a spus de către Florin Iordache a fost, apare această solicitare în avizul Consiliului Legislativ. Consiliul Legislativ este cel care a semnalat că partea de modificări la codul penal ar trebui să fie decalată cu 10 zile, bănuiesc că e un termen orientativ, pentru a nu introduce brusc în funcționarea instanțelor și a nu afecta direct, nu știu exact, de funcționarea instanțelor în sensul cauzelor aflate pe rol. Adică, omul, mai pe românește, omul să meargă la culcare cu lege și a doua zi judecătorul să asta analizeze a fost, altfel. Cred că asta a fost în esență motivarea pentru a da posibilitatea. Știți că avem o situație profund, profund anormală și lumea se uită numai la politicieni fără să-și dea seama că asemenea modificare afectează foarte mulți oameni care nu sunt nici persoane publice, nici persoane cu notorietate, nici persoane cu funcție politică. În prezent, din iunie și până acum, instanțele nu au mai pronunțat nicio soluție pe acuzația de abuz în serviciu. S-au ferit să condamne pe cineva pentru abuz în serviciu în forma actuală după decizia Curții Constituționale. Pentru că se pare... Mai mult decât atât. În Alta Curte de Casație și Justiție a cerut Ministerului Public și DNA-ului acelor și celorlalte structuri de parchete să redefinească faptele reținute în sarcina celor acuzați și trimiși în judecată din perspectiva deciziei Curții Constituționale. Este motivul pentru care s-a întors la parchet dosarul cu lotul ANRP, așa numitul ANRP 5, cu Crinuța, Dumitrean și Oltean. Același motiv a fost și la Mădălin Voicu și ceilalți. Nu m-ar mira să fie și la Olguța Vasilescu aceeași situație. De ce? Pentru că instanțele spun, decât să se pronunțe pe așa ceva, spun, domne, ia redefiniți voi faptele și descrierea faptelor și încadrarea juridică. Ca să vedem pe ce ne pronunțăm și ca să ne dăm seama cum ne raportăm la decizia Curții Constituționale. De altfel, dacă știți un caz celebru, la Alina Bica, cea care a fost arestată sub acuzația de abuz în serviciu, s-a schimbat la ultimul termen încadrarea. Da. Bănuiala mea este că și acolo judecătorii au încercat să evite, n-au mai putut să prelungească dosarul și au preferat o soluție care ne va costa pe toți la CEDO, ca să știți că o să aveți bani de dat,
să-i schimbe încadrarea la ultimul termen, numai să nu condamne pe abuzul în serviciu după ce curtea s-a pronunțat, mai ales că excepția admisă de curte a fost ridicată chiar de Alina Bică. Există în Constituție, am mai discutat chestia asta, dar vreau să punctăm. În Constituție un articol 147, cred că nu da, greșesc, care spune că la 45 de zile după ce da, nu s-a pus, nu s-a da, corectat acest lucru, dar dacă, articolul dar dacă citiți, dispare. Dacă citiți începutul acelui articol, spune așa: dispozițiile din legi și ordonanțe constatate da, ca neconstituționale da, se suspendă pe durată de 45 de zile și încetează efectele. Nu, după 45 și de zile. Și încetă, nu se suspendă. Da. Timp de 45 de zile. Dacă în acest interval Parlamentul, respectiv Guvernul, nu pun în acord dispozițiile atunci, normative cu decizia Curții, atunci ele și încetează efectele. E, în ceea ce este articolul 297 alineatul 1, Curtea n-a spus că sunt neconstituționale. Ca nu să... e tot neconstituțional, dar nu, mai mult decât atât. Dispozitivul deciziei spune așa. Bine, o facem o discuție foarte tehnică, sper ca cei care ne urmăresc să înțeleagă. Spune așa, dispozițiile sunt constituționale în măsura în care. Deci, practic, a răsturnat prezumția. Ele sunt constituționale, dar numai dacă se interpretează în acest sens. În sensul că, prin sintagma, în mod defectuos, se înțelege încălcarea legii. Și de-aia le-a spus celor de la parchet, domne, redefiniți acuzațiile. Fapta lui Șerban Nicolae, să zicem, Doamne ferește. Spuneți voi aici că și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile. Care este încălcarea legii? Cum anume și-a îndeplinit în mod defectuos prin raportare la încălcarea legii? Și în considerentele însă pe care le-a făcut curtea cu ocazia acestei decizii și care sunt esențiale pentru că definesc limitele în care trebuie, jaloanele în care trebuie să se miște legiuitorul, spune așa, infracțiunea trebuie să fie una cu consecințe grave, nu orice faptă care produce un prejudiciu unei persoane, că e vorba de autoritatea în care funcționarul își desfășoară activitatea sau e vorba de o persoană fizică sau juridică de drept privat, trebuie să fie grave. Alminteri, există alte forme de răspundere, răspundere disciplinară, răspundere materială, răspundere profesională. Dar ca să fie infracțiune, și curtea nici măcar nu a inventat ceva, preluat din textele Comisiei de la Veneția. Chiar așa spune. Pragul valoric de la care abuzul serviciu devine infracțiune. Ca să înțeleagă lumea că sub acest prag nu e infracțiune, nu pentru că zice legiuitorul Iordache sau Grindeanu sau Nicolae, ci pentru că spune curtea constituțională, sub acest prag nu e infracțiune, nu pentru că legiferăm furtul. Că aici e o minciună propagandistică destul de gravă. Se spune așa, domne, poți să furi până la 200.000 de lei, că nu te pedepsește nimeni, sau s-a legalizat furtul cu condiția să nu depășească 200.000 de lei. E o minciună, manipulatorii și oamenii educați, informați, n-ar trebui să cadă în capcana asta sau nu trebuie să o accepte. Curtea Constituțională spune, stabiliți un prag valoric al pagubei materiale de la care infracțiunea de abuz în serviciu care abuzul în serviciu devine infracțiune. Prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni. Pragul acela de 200.000 de lei, așa cum s-a propus el, că e 100.000, că e 5.000, că e 2 milioane, este practic raportat la deciziile codului penal în vigoare, la articolul, cred că 183 este, cel care definește niște termeni și spune așa, consecințe deosebit de grave. Prin consecințe deosebit de grave se înțelege o pagubă materială mai mare de 2 milioane de lei. Asta înseamnă circunstanța agravantă a unor consecințe deosebit de grave. Și s-a pus un prag de 10%. Care este exact, o raportare, o raportare patrimonială. Și atunci, dacă prin consecințe deosebit de grave se înțelege o pagubă de 2 milioane, astfel așa, abuzul în serviciu să fie o faptă cu un nivel de gravitate de la care începe să fie considerată penală, de 10% din consecințele deosebit de grave. Deci ca să fie consecințele deosebit de grave, trebuie să fie de 10 ori mai gravă decât abuzul. Dar cine a venit cu ideea asta propriu să luăm 10% și nu 5%? Înțeleg considerentele. Adică ca și persoană putem identifica cineva care a venit cu ideea asta? Cred că Florin Iordache. El este cel care a lucrat și chiar mi-a și spus, a zis, domnule, nu înțeleg de ce trebuie să dau foarte multe explicații. Eu când m-am dus în Ministerul Justiției, nu m-am dus cu nimeni. Nu m-am dus cu aparat după mine. Nu eram un om al sistemului ca să am deja o echipă prestabilită. După câteva zile am păstrat un secretar de stat pe care l-am găsit acolo. După câteva zile am reușit să aduc un secretar general. De-aia a lucrat la cameră. Pentru că el, care era deputat la al treilea poate mandat... Poate că asta era ideea. Neavând un aparat și neavând o echipă, nu era necesară graba asta de a nu, face a lucrat pe cont propriu. Fusese membru al Comisiei Juridice. Știa foarte bine discuțiile din Comisia Juridică de la Cameră, unde sunt blocate și acum, inclusiv inițiativele mele.
de foarte multă vreme. Și atunci, Florin Iordache a spus așa, dom'le, mă apuc și scriu eu ceea ce cred eu de cuvință în raport de decizia Curții Constituționale. Nu știu, puteți să-l întrebați pe el, habar n-am, nu l-am întrebat. Asta a fost o explicație care mie mi s-a părut plauzibilă, că se fac speculații, că la Dragnea prejudiciu e, nu e în raport. Sigur, nici e măcar, sub 200 de mii, da. Nici măcar n-are foarte mare importanță, pentru că prejudiciu este întotdeauna recalculat până în ultima clipă. Pentru că el poate să crească sau să scadă odată cu trecerea timpului. Nu e o chestiune fixă. Afară de ipoteza în care eu fur o sumă de bani, dar furat, nu abuz în serviciu. Adică am luat o sumă de bani fixă și sau o valoare determinată care nu se modifică și aia este paguba, da, dar în rest totdeauna fluctuează sumele, că oricând poți să faci actualizarea prejudiciului. Spre exemplu, un funcționar comite un abuz în sensul că întârzie emiterea unei autorizații de construcție și un constructor are de suferit în relația cu banca, pierde niște bani, întârzie o investiție și așa mai departe. Prejudiciul ăla nu-l prestabilești. Întotdeauna el va fi calculat economic, comercial, fluctuează, cât am pierdut de la bancă, cât apare o dobândă, cât apare o penalitate de întârziere și așa mai departe. Și atunci toată discuția legată de speța lui Dragnea este una absolut politicianistă, fără niciun fel de legătură cu realitatea. Habar n-am ce prejudiciu i-au reținut procurorii. Cine stabilește însă că judecătorii își însușesc punctul de vedere al procurorilor? Cine dă ordin procurorilor, judecătorilor să spună, domnule, atât a zis parchetul, atât a țineți. Adică nu mai a dispărut Camilia Bogdan din magistratură, ca să ne înțelegem. Faptul că a zis Cioloș că cu 60 de milioane de euro a fost prejudiciat Ministerul Agriculturii, ceea ce este o minciună sfântată, este un fals cu toate caracteristicile infracțiunii de fals. Am verificat personal, am făcut interpelare la Ministerul Agriculturii, nu apare nicăieri în evidențele Ministerului Agriculturii o asemenea sumă, la momentul 2008, nu apare în 2009, în 2010, în 2011, suma asta apare în scriptele Ministerului Agriculturii abia în 2014, când se pronunță Camelia Bogdan și când Ministerul își trece acolo care dă încasat niște bani. Am înțeles speța. Adică, ce vreau să spun este faptul că raportarea asta de 10% ca fiind o consecință gravă a unei fapte săvârșite de un funcționar prin încălcarea legii în exercițiarea atribuțiilor de serviciu nu are nicio legătură cu niciun politician. Prejudiciul stabilește la final judecătorul. Ca legislație comparată, avem modele în alte țări cu care să ne raportăm față de acei 10% de care vorbești? Se vorbește despre faptul că e bine să ne uităm în curtea celor mai deștepți ca noi. În majoritatea țărilor vestice nu există abuzul în serviciu. De ce? Pentru că într-o logică rațională în care nu te apuci una, două să umpli pușcăriile și pentru orice fel de faptă să te gândești cum bagi omul în închisoare, se consideră că este mai dureros și mai drastic pentru un om care greșește cu știință sau cu neștiință și produce o pagubă să-i impuți material, să-i impuți paguba, decât să-l bagi în pușcărie. Moment în care obligațiile lui față de societate încetează. El se duce în penitenciar, acolo eventual îl înveți să fure, să fie bătăuș, să fie, iertați-mi expresia, pervers, că asta e, din păcate, viața în orice închisoare, și în America, și oriunde vreți, inclusiv în țările nordice, în loc să-l pui să plătească. El, în momentul în care se duce în penitenciar, el spune, dom'le, știți ce, eu nu mai am nicio obligație. Pedeapsa mea este închisoarea. Voi vă ocupați de recuperarea prejudiciului. Ca să nu înțelege lumea. De-aia parchetul pune sechestre, instituie popriri, face confiscări, face valorificarea bunurilor, execută silit bunuri, conturi și așa mai departe. Tocmai pentru că recuperarea prejudiciului nu mai este la condamnat. Condamnatul a primit sentința. S-a dus în penitenciar. În toate țările civilizate, o asemenea faptă este gândită în primul rând ca o abatere de serviciu. Și atunci spune așa, dom'le, ai greșit față de domnul, de cetățeanul Dan Bucuran. Ei produs un prejudiciu de 100 de lei. Pune mâna și plătește 100 de lei. Eventual și cu niște despăgubiri morale în plus, pentru că a avut de suferit nu numai prejudiciu strict material, ci și niște pagube colaterale de natură morală, nu știu, disconfortul și așa mai departe, inclusiv alte cheltuieli cu avocații și alte asemenea cheltuieli. Asta se gândește în țările vestice. Acolo există însă altceva. Există abuzul de putere. Exercitarea cu rea credință a actului de putere, a autorității, atunci este foarte grav. Dar nu se confundă cu abuzul în serviciu. Abuzul în serviciu este o faptă imputabilă de natură a raporturilor de muncă legate de funcționar.
Mai mult decât atât, niciun funcționar nu este independent. În orice structură de administrație publică există un lanț de decizie. Să tot stai să vezi unde pe lanțul ăsta a fost o verigă care a determinat un curs greșit al lucrurilor, e foarte dificil. Și atunci să zici, dom'le, pentru tine pușcărie, pentru ceilalți răspundere materială sau altă formă, sau tu ești martor, ălalt... Nu, lucrurile astea în toată lumea civilizată se tranșează în sensul în care dacă există un anumit nivel de gravitate, în sensul că s-a produs o perturbare gravă în funcționarea unei instituții de stat. Sau, a doua chestiune este dacă s-a produs o vătămare gravă a drepturilor și libertăților fundamentale. Pentru că, spre exemplu, există abuz de un serviciu prin îngrădirea unor drepturi. Abuz de un serviciu cu caracter discriminatoriu în funcție de exact lucrurile pe care Constituția le înlătură cu putere din categoria discriminărilor pe bază de sex, de religie, de apartenență etnică, de origine socială sau mai știu eu, de avuție și așa mai departe. Ori aceste tipuri de vătămări grave ale drepturilor și libertăților fundamentale, acest tip de perturbare gravă a activității unei instituții publice țin de abuz un serviciu pedepsit penal. Pentru toate celelalte, primul lucru este despăgubirea materială. Spre exemplu, dacă unul produce un prejudiciu de 10 milioane de euro, sunteți fericit că îl știți 10 ani în închisoare, știu, dar nimeni nu mai acoperă prejudiciul? E o teză corectă și așa este. Prima dată primează recuperarea... Vă dați seama că am putea și noi să intrăm într-un joc de manipulare și de glume sau de, eu știu, de formule între astea umoristice. Spunem, domnule, dacă Cnatcu a zis că 5% nu se pune, păi să fixăm ca prag la abuz un serviciu 5% din șpagă sau din pagubă, sau din hoție. Sau putem să spunem așa, cum spun unii că am legalizat furtul sau pot să fur până la 200.000 de lei că nu se pedepsește, să spunem și noi, bă, fură și tu 5% din cât puteai. Că a zis Cnatcu că 5% nu se pune. Nu merge așa și responsabilitatea, credeți-mă, ca legiuitor, responsabilitatea mea e față de întreaga societate. Eu nu pot să-mi permit niciodată să mă gândesc, fac o lege pentru Ionescu sau pentru Popescu. Pentru că Ionescu sau Popescu sunt vremelnici. Mă fac de râs dacă o lege devine neconstituțională sau devine inaplicabilă în funcție de o persoană sau altă. Domnule Nicolae, ultimele două întrebări ale interviului de astăzi. Una, atât în discursul, să spunem, pre- și electoral al președintelui partidului, Liviu Dragnea, cât și în discursul Călin Popescu-Tăriceanu, partenerul nostru la guvernare, au existat fraze explicite despre derapajele sistemului de drept, despre derapajele din justiție, despre abuzurile unor procurori sau ale unei părți din sistem. Aceste abuzuri nu s-ar fi corectat cu ordonanța 13. Dacă un procuror era sau este cumva de rea credință, își poate exercita această rea credință prin multitudinea de alte încadrări penale. Deci, din punctul meu de vedere, vorbesc vizual la ceea ce declarau și spuneau președinții partidelor și care au și mesajul partidului, ar fi fost prioritară schimbarea legislației în ceea ce privește responsabilitatea magistraților. Eu cred că era mai importantă decât a corecta punctual o lege sau o parte din codul penal. De ce nu s-a întâmplat acest lucru în primă fază sau la pachet? Din punctul meu de vedere e ușor de explicat și am să vă spun de ce. Mai întâi că ceea ce ține de organizarea sistemului judiciar nu se poate face fără a consulta în mod temeinic corpul magistraților și mai ales organul reprezentativ care este potrivit Constituției, Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției. Și atunci acolo nu poți să intervii cu maximă urgență. Au fost consultați, urmează să depună un punct de vedere pe ansamblu, pe toate cele trei legi, pe legea 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor, pe legea 304 privind organizarea judiciară, pe legea 317 privind Consiliul Superior al Magistraturii, toate din 2004, adică după mine al Năstase, ca să ne fie foarte clar, al lui Iliescu și al Năstase, legi făcute în perioada de aderare la Uniunea Europeană, în perioada de negocieri și făcute împreună cu Comisia Europeană. Și atunci CSM-ul se va pronunța până în 15 februarie. Le vom prelua
la Parlament după ce trec și prin filtrul Guvernului, al Ministerului Justiției, și le vom analiza împreună cu aceștia, pentru că e vorba de un ansamblu care trebuie să funcționeze rațional. Avem o serie întreagă de informații, o serie întreagă de date grav perturbatoare ale actului de justiție. Avem acele declarații care vorbeau de câmp tactic și de faptul că judecătorii trebuie monitorizați ca nu cumva să uite că sunt în slujba statului. Lucru foarte grav. Mai grav decât protocoalele secrete, pentru că din punctul meu de vedere, în momentul în care un procuror nu mai are independență și cineva îl monitorizează ca să nu uite că e în slujba statului, când judecătorii nu sunt niciodată în slujba statului, ei sunt în slujba legii, avem protocoale de care am amintit, lucrul încă neelucidat, a vorbit procurorul general despre ele, a spus că le-a interzis, dar nu ne-a spus dacă a pornit vreo anchetă. Traian Băsescu ne spune că nu există niciodată o hotărâre CSAT legată de protocoale, dar se face vorbire de ea într-o adresă a secretarului, a Consiliului Prezidențial de la Cotroceni în legătură cu hotărârea CSAT. Totuși, oamenii se feresc să desecretizeze. Am și spus ieri lui Traian Băsescu în plenul Parlamentului la dezbateri, când a vorbit de lucrul ăsta, de ce nu le desecretizați? De ce nu le dați publice? Că acolo nu se dau detalii, nu se spune se folosesc 6 ofițeri operativi, tehnică specială și așa mai departe. Hotărârea CSAT, de care se tot vorbește, ar trebui să fie regulile generale de colaborare între instituții. Să spună, domnule, pe bază de protocol sau pe bază de schimb de informații sau pe baza unor informări reciproce sau pe baza unor reuniuni periodice și așa mai departe, se face schimbul de informații, colaborarea, cooperarea pe sectoare, să stabilească, domnule, pe combaterea terorismului, pe crimă organizată, pe combaterea corupției și așa mai departe. Dar de ce se feresc? Și atunci toate aceste chestiuni care atrag atenția opiniei publice, inclusiv cea legată de răspunderea magistraților, trebuie să facă parte într-un pachet cu dezbatere amplă și transparentă, pentru că e vorba de o reformă de profunzime. Spre exemplu, încerc să schimb mentalitatea care a fost indusă și de MCV. Se vorbește acolo și am auzit foarte mulți oameni spunând obiectivul cel mai important este independența justiției. Și eu le spun, măi oameni, nu, nici vorbă. Independența justiției este un mijloc. Este o parte din ceea ce avem de îndeplinit ca obiectiv. Obiectivul este încrederea în justiție din partea societății, din partea justițiabilor. Oamenii să știe că au încredere în actul de justiție chiar că nu le convine rezultatul. În momentul în care, spre exemplu, în litigiile civile sau comerciale, între noi doi, spre exemplu, soluția va fi favorabilă unuia dintre noi. Eu o să fiu mulțumit, să zicem, noi să nemulțumim sau viceversa. Dar măcar amândoi știm că s-a îndeplinit actul de dreptate în conformitate cu legea și cu intima convingere a judecătorului, fără intervenția unor structuri, fără intervenția unor alte instituții, fără alte perturbări, fără un act de corupție din partea unuia dintre noi sau altora interesați. Asta va duce și la diminuarea plângerilor la CEDO. Faptul că noi avem un volum atât de mare de plângeri la CEDO și, așa cum spunea președintele Curții Europene, a crescut numărul din partea României cu peste 108% în ultimii ani, arată că oamenii nu au încredere în sistemul judiciar din România. Foarte mulți oameni din România, când pierd în instanță, se gândesc mai degrabă că a fost corupție, mai degrabă că a fost o presiune, mai degrabă că a fost o imixtiune, decât la faptul că poate nu au avut ei dreptate sau că dreptatea nu era așa cum o considerau ei. Lucrul ăsta este foarte grav și atunci e foarte greu să-i spui unui om care de bună credință zice, da, vreau independența justiției. Nu, independența justiției este mijloc. De-aia am spus că asta e treaba CSM-ului, nu-i treaba legiuitorului. Am sperat tot timpul că dând putere CSM-ului, principalul rol al CSM-ului nu să facă din independența justiției un scop, ci să asigure acest mijloc pentru credibilizarea actului de justiție. Și atunci am spus așa, CSM-ul ar trebui să fie cel care acționează pentru igiena interioară, pentru prezervarea credibilității, pentru eliminarea oricăror surse de suspiciune, că e vorba de corupție sau că e vorba de altă formă de imixtiune, ei trebuie să-și rezolve singuri problemele. Da. Tocmai să nu intervină politicul, să nu intervină nici Parlamentul, păcate, nici Guvernul. Domnule senator, așa cum credibilitatea în justiție, îmi cer scuze, scade, și responsabilitatea magistraților va fi reglementată mult mai bine, mult mai transparent, mult mai pe înțelesul societății, împreună cu magistrații care înțeleg că este principala lor obligație și chiar interesul lor să nu existe suspiciuni, să nu existe niciun fel de bănuială. Cum să vă spun, eu sunt avocat,
Mi-e foarte neplăcut când vine un client la mine care nu mă caută pentru pregătirea mea juridică sau pentru experiența profesională de peste 20 de ani. Exact. Mă întreabă dacă știu pe cineva din sistem, dacă am vreo intrare. Din păcate, cum vă spuneam, domnul senator, atât încrederea în justiție scade sub, în formula actuală a legislației și a ceea ce se întâmplă. Cred că scade însă un pic și încrederea pe care PSD-ul a primit-o pe 10 decembrie. Și aici e ultima întrebare. Vreau să vă spun dacă aveți o analiză sau dacă nu măcar un punct de vedere personal și nu o analiză la nivelul partidului, cu privire la evoluția electoral vorbind sau de încredere pe care, de care PSD-ul se mai bucură după aceste zile triste, zic eu, pentru partid, în care tensiunile probabil că au erodat un pic din capitalul electoral. Opiniile sunt împărțite. Din întrebarea mea să înțeleg să mă refer strict la cei care ne-au votat. Fac abstracție de cei care oricum nu ne-au votat, dar care acum ne dau lecții că nu ne respectăm angajamentele, care ne spun ce trebuia să facem. Cei care v-au votat. Așa. Bun, cei care ne-au votat au părerile împărțite. Între ei sunt și cei nemulțumiți. Cei care au de reproșat PSD-ului, guvernului, foarte multe lucruri. Și aici sunt lucrurile împărțite. Sunt unii care spun, domnule, ce v-ați grăbit cu chestiunea asta? Putea să o lăsați că nu era vreo urgență, nu ardea. Putea să o dați chiar până ordonanță de urgență, dar după ce luați toate celelalte măsuri sau alte sau măsuri. Sau mai transparent sau la altă oră exact. Din zi. Ei, bun, asta cu ora lăsați-o. Că asta e o glumă. În primul rând că spunea cineva, ce domnule, dacă eram în iulie, deci era lumină. Sau pusă pe ordinea respectivă. De zi, ok, nu altă oră din zi, da. Ordine, știți deci. Cât de multe zeci de acte normative știu. S-au decis noaptea, pentru că pur și simplu ședințele de guvern începeau după amiaza și terminau noaptea, spre exemplu, pe vremea CDR-ului și chiar și la începutul guvernării Năstase, ședințele se terminau undeva la două noaptea și încă se adoptau acte normative. Nu contează valoarea juridică a unui act, nu-i dată de ora de adoptare. Dar spuneau așa, domnule, putea să găsiți alte probleme și asta să fie ulterioară, să nu fie chiar până ordonanță de urgență dacă o reglementați, chiar dacă venea pe ordine suplimentară, dar să nu fie foarte repede. N-a fost nici prima, că a spus domnul Iohannis că ar fi fost prima și am atras atenția că nici măcar în fizică ordonanța de urgență 13 nu poate să fie prima. Dar sunt unii care ne reproșează faptul că suntem prea moi, faptul că nu suntem mai combativi, faptul că nu suntem suficient de vehemenți în a ne apăra punctele de vedere. Sunt alături de noi. Reproșul ăsta cu siguranță nu îl face nimeni, nu domnul Iordache. Asta nu, ca să... Nu, vă dați seama că... Asta e un reproș la adresa partidului. Este un reproș la adresa partidului. Este un reproș la adresa comunicatorilor partidului. Este un reproș, dacă vrei, și la adresa conducerii, din care acum, prin natura funcțiilor publice, fac și eu parte, că n-am fost suficient de vehement. Nu ne critică pentru ordonanță, nu ne critică nici pentru oră, nici pentru transparență sau netransparență, ci pentru faptul că n-am fost suficient de vehement în a explica noi primii cum stau lucrurile, în a fi convingători, spunând onest care este situația reală și în a combate tentativele astea, pentru că, v-am spus și puțin mai devreme, e greu să ai pretenția unui om informat, a unui om educat, a unui om cu o anumită pregătire și să nu vezi că în legătură cu protestele de stradă și în legătură cu punctele de vedere ale politicienilor care au atacat guvernul și PSD-ul, sunt elemente discutabile și foarte grave. Chestiunea că s-ar fi legalizat furtul, chestiunea că ne spune președintele Iohannis sau ne spun liderii USR și PNL ce e în programul nostru de guvernare și ce ar fi trebuit să facă guvernul. Chestiunea legată de ora care ar fi fost nu știu ce neregulă sau de că era noaptea afară sau era zi. Dar chestiunea legată de comunicare? Ei, că aici, nu aveți niște vectori care să explice? Domnul Bucura, a spus punctul pe ei. Este o chestiune care se discută foarte intens la partid în zilele astea. Noi nu avem un purtător de cuvânt al guvernului, nu avem un departament de comunicare. Cine vă face fixat. Mesajele? Tot nimeni. Se spune pe surse că au plecat niște nimeni. Domni din Israel și v-au lăsat... Pe scurt, v-au lăsat, nu. Aia au fost consultanți de campanie. Da. Pe scurt, nimeni. Ăsta este motivul pentru care niciun minister, din câte știu eu, și nici guvernul nu are purtător de cuvânt, nu are un departament de comunicare, nu are organizată... Pare un sac de box în care se dă și... E adevărat, e adevărat. Situația normală, și am să vă spun de unde pornește. Alegerile au fost în 11 decembrie. Noi în 20 decembrie deja știam care e rezultatul, Parlamentul se constituia, noi pe 21 sau 22 decembrie am depus jurământul în Parlament. Ne-am dus și am prezentat președintelui României propunerea de prim-ministru.
Faptul că s-a întârziat foarte mult, că am adoptat bugetul deja în februarie, când puteam să rezolvăm toate lucrurile astea încă din decembrie, ne-a dat puțin peste cap. Noi am fost întotdeauna preocupați de alte chestiuni, să căutăm un alt prim-ministru, că pe primul ni l-a respins după pauză de Crăciun, care nu avea nicio legătură cu funcția publică. Chiar și așa s-a întârziat un răspuns, că nici atunci când ne-am dus cu Grindeanu nu a fost răspunsul pe loc. L-am mai amânat 2-3 zile, l-a chemat la Cotroceni să stea de vorbă și așa mai departe. S-a format guvernul un pic bulversat față de formatul inițial, pentru că una era gândit în termeni în care era guvern Dragnea, dar hai să zicem și varianta guvern Sevil și Aidec. Au apărut și aici niște disfuncționalități. Nici în condiția asta n-am făcut un guvern perfect armonizat. Ați văzut gestul de lașitate al unui fost membru al cabinetului, care a fost prezent acolo, care a fost și cu o săptămână mai înainte și care, dintr-o dată, văzând mulțimea din stradă, s-a simțit dator să se delimiteze într-un mod, jenant de echipa guvernamentală și de cei care au acordat încredere, pentru că totuși și cu votul meu Șerban Nicolae a ajuns Jeanu ministru. Toate chestiunile astea au produs niște bulversări. Guvernul n-a funcționat în parametri normali. Oricum am fi vrut noi, n-au reușit să se armonizeze din prima. Sper că după ce au depășit momentul formării guvernului, al acestei chestiuni care a scos sute de mii de oameni în stradă și al presiunilor din exterior și al adoptării bugetului și al respingerii moțiunii, guvernul în sfârșit se așează pe o funcționare normală. Parlamentul funcționează normal. Spre exemplu, Parlamentul nu are niciun fel de problemă în mecanismele sale de lucru. Guvernul, din păcate, nu are departament de comunicare, nu are purtător de cuvânt, nu are, da, PSD-ul o are, concepție. PSD-ul însuși nu are. Așa este. PSD-ul însuși nu are un departament de comunicare care să susțină politic actul guvernamental și acțiunea parlamentară. Și atunci toate bulversările astea bănuiesc că încetează. Lumea înțelege totuși că PSD-ul împreună cu aliatul său ALDE au câștigat alegerile, s-au asumat răspunderea guvernării și încep să se uite și către partea asta. Și am văzut un lucru foarte bun, l-am auzit pe Vlad, cred că îl cheamă Chierecheș. Chierecheș, mi se pare că e sigur, nu mai știu dacă Vlad sau are alt prenume, liderul Asociației Naționale a Organizațiilor Studenților din România. Nu știu dacă este singura, nu știu dacă este cea mai reprezentativă, dar este o organizație sau o federație de asociații studențești din România și care spune așa: dom'le, s-a retras, s-a abrogat ordonanța care ne-a scos în stradă. Din punctul nostru de vedere al studenților din această organizație, guvernul trebuie să-și continue activitatea. Noi am plecat din stradă pentru că am obținut ce am vrut. Din momentul ăsta noi nu mai avem reproșuri pentru că nu vrem să intrăm în jocuri politice. Nu vrem căderea guvernului, schimbarea majorităților, nu știu ce alte formule, nu vrem alegeri anticipate, nu e treaba noastră. Dacă asta ar fi percepția întregii societăți, în primul rând a celor care au protestat în piață, în Piața Victoriei sau în celelalte orașe din țară, atunci ar trebui ca și guvernul să înțeleagă că din momentul ăsta nu mai are niciun fel de scuză pentru disfuncționalități. Ar trebui să funcționeze normal. Miniștrii să-și prezinte proiectele, să-și prezinte programe, să-și prezinte actele deja înfăptuite. Pentru că degeaba este premierul și spune am făcut 41 din, sau mă rog, din 41 de măsuri, mai avem doar 12 din cele care trebuie să le facem până la 31 martie. Chiar liderul studenților spunea, domnule, totuși, dincolo de ordonanța 13, pe noi ne interesează mult mai tare și e un lucru foarte bun pe care îl lăudăm, gratuitatea pe transportul feroviar. Discutabilă și ea din perspectiva celorlalți. Cei care spun, domnule, pe banii noștri. De acord, lucrurile astea trebuie făcute, dar de la 1 februarie s-a majorat salariul minim pe economie la 1450 lei. A crescut punctul de pensie de la 870 de lei la 1000 de lei. Lucrurile astea o să se simtă în buzunarul românilor. Nu putem să dăm înapoi, să spunem, doamne, din cauza ordonanței 13 anulăm și măsurile economice și sociale. Impozitul, sistemul de impozitare, de sistem fiscal s-a modificat substanțial și foarte multe IMM-uri au transmis mesaje pozitive. Dacă guvernul înțelege că partea de turbulențe politice s-a terminat, cu speranța că înțeleg și cei care le-au provocat, pentru că eu consider în continuare că principalul responsabil pentru aceste turbulențe este președintele României, care practic a declanșat ceea ce i-a spus lui Tăriceanu, război total cu PSD-ul, atunci guvernul și intră în funcțiune și totuși guvernează pentru 20 de milioane de români. Nu poți să faci abstracție de faptul că obligațiile unui guvern nu țin doar de sectorul justiției penale, oricât ar fi de important la un anumit moment. Domnule senator, vă mulțumesc, vă doresc succes cu lucrurile de care ne-ați vorbit și sper să ne vedem aici și
într-un context mai favorabil totuși pentru partidul din care faceți parte. Cu condiția să vin la guvernare. Mulțumesc!